m-am adaptat în primul rând în funcție de vibrația mea, ceea ce este incredibil și spuneam și aseară. Sunt 17 ani, de ca și când aș începe pentru prima oară, deci toată experiența, sau cel puțin la suprafață în mintea mea, dispare ca prin farmec, știi? Într-un fel e bine, pentru că asta înseamnă că îți dă o anumită prospețime. În alt fel este ciudat, este bizar, pentru că normal nici n-ar trebui să fac aceste modificări, dar le fac pentru că așa simt, am simțit modificare, nu foarte, foarte mult, nici vorbe de așa ceva, dar am simțit unele schimbări, chiar le-am simțit și le-am făcut asta seara. Și cred că am avut o intuiție că a fost mai bine. Generația tânără este cea care vine din spate, este cea care la un moment dat te saltă și pe tine prin energia ei, prin creativitatea ei și așa mai departe. E extrem de important. E foarte important. Și acum îmi dau seama, făcând o paralelă, uitându-mă la băiatul meu, la Ștefan, sau la fiica mea, la Violeta, e extrem de important ca în ei, adică cel puțin în copiii mei, știu că am sădit ceva ca mentalitate, adică spunându-le tot timpul niște lucruri, dându-le niște direcții pe care eu cred că sunt bune neapărat pentru ei, dar pe care îmi doresc să le cunoască, ca apoi ei să iau o decizie, să spună, bă, poate tata are dreptate, sau poate n-are, dar în orice caz am văzut și fața asta oglindă. Concertul de Crăciun mă face să fiu mult mai deschis. Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc decât dacă simt nevoia. Dacă nu simt nevoia, nu trebuie să vorbesc despre viața mea intimă. Meseria mea pentru oameni mi se pare mult mai ofertantă din punctul meu de vedere decât viața mea, care e a mea. Și îmi păstrez acest drept de intimitate. Dar copiii mei care vin, copiii mei pe care uneori îi numesc copii de sala palatului, sunt născuți sub, dacă vrei, sub emblema acestor spectacole, n-au scăpat nici ei. Și atunci, într-un fel, mă simt vinovat. Mâine este ziua fetiței mele, face 11 ani, iar eu de 11 ani, nu știu dacă poți, nu știu dacă am fost de câteva ori de ziua ei în totalitate cu ea, pentru că de fiecare dată am concert la sala palatului. Și într-un fel mă simt, adică îmi face mare plăcere când ea e aici cu mine de ziua ei. Și o bucurie pe care o împărtășesc cu oamenii, așa cum am împărtășit-o și atunci când s-a născut, în 2007. La mulți ani, fată! Vrei să-ți cântăm, fată? Mulți ani trăiască! Mulți ani, să fii sănătoasă! Și tu, Ioana, pentru că ziua ta e tot în decembrie, la sfârșit. E un moment de genul ăsta, e o dată în viață de Iuliana Tudor, știi? Când mai ai ocazia, te duci într-o sală, cum e sala palatului, și 4.000 de oameni să-ți cânte la mulți ani. E un moment pe care îl rețin memoria ta afectivă și pentru un copil de 16 ani contează foarte tare. Dar și contează pe mine, mă interesează mai mult partea ei umană decât partea de concurs la X-Factor. Ea e oricum Doinița Ionită, că despre ea e vorba, e foarte bună. E în funcție de votul oamenilor, dacă oamenii o vor vota, evident că va putea câștiga, dacă nu, nu. Dar un moment de genul ăsta rămâne aici, știi? Pentru multe.
Lăsă-și-mi loc tu-mi